prea multă durere în acest an, nu numai legat de pandemie, ci de faptul că ne uităm în jur și suntem mai săraci. Nu economic, ci sufletește. Ne despărțim de Ion Dichiseanu și în momentul în care Aurel Pădureanu a aflat știrea, pornisem să vorbim despre Cornelia și vom vorbi imediat, a fost zguduit pur și simplu. Bun găsit, Mitică! Da, Cristi, bună ziua, doamnă și doamnilor! Cristi, te rog să mă crezi că am rămas uluit. Mă întâlneam și chiar anul trecut am cântat la ziua domnului Dichiseanu la Jarești, la restaurantul Jarești. Mi aveți o relație foarte frumoasă în evenimentele familiei Cornelia și cu tine ați fost acolo. Eram nelipsit în permanență. Eram trubadorul sufletului. Eu cântam în permanență melodii care el, vă vreau să mă crezi că Mitică, așadar, suntem împreună cu Mitică în momentul în care o vezi pe Cornelia, uite ce floare era aici. Asta este după ce... La microfon, Mitică. Asta este prima dată când am văzut-o, după ce a avut, cum să spun eu, infarctul miocardic și acum vreo 2 ani și jumătate în urmă și slăbise enorm de mult. Nu pot să mă uit că e... Te rog să mă crezi că nici nu-mi vine să cred că este moartă, Cristi. Mă duc la cimitir zilnic. Am fost ieri la cimitir. Azi nu pot să mă duc, vedeți și afară. Nu. Nici pot să îndeplinim nici la ora actuală. Te rog să mă crezi. Alexandru e devastat. Plânge în fiecare dimineață. În fiecare dimineață. Nu știu ce să zic. Nu știu, te rog să mă crezi. N-am crezut în viața mea că o artistă așa, cum spuneam de întotdeauna, de primă mărime în constelația sa muzicii lăutărești, să fie mormântată la... Cum a fost ea mormântată. Da. Și ce tragedie, pentru că după aceea totul s-a schimbat. Nu știu, că toată lumea îmi spune, Dumnezeu, după ce ai apărut tu atunci la televizor, ai zbiorat și ai făcut ceea ce ai făcut, cum s-a schimbat. Nu știu, zic. Poate că am fost eu, poate nu știu ce s-a întâmplat, dar... Dar mă rog, după moartea lui Cornelia, moartea lui Nelu Ploieșteanu, moartea lui doamnei Gabi Luncă, artiști care au lăsat ceva în urmă, artiști care și-au înscris numele în nemurire, la fel ca și maestrul Dichiseanu, și-a înscris numele în nemurire, fără discuție. Ce, nu știu ce să mai zic, Cristi. Nu știu, Dumnezeu, mă rog la Dumnezeu și poate la ea, că bănuiesc că poate spiritual e lângă noi, nu știu ce să zic, să-mi dea puterea să trec și că sunt acum a venit, trebuie să-mi canalizez toată atenția spre Alexandru. Ai dreptate. După o scurtă pauză de publicitate, vorbim lucruri extraordinare din cum s-a schimbat viața lor. Am vorbit des cu Mitică. El acum se abține. Durerea iese prin por în fiecare secundă, plus acea poveste absolut incredibilă, pentru că Cornelia a dat un semn de acolo de sus. Suntem împreună cu Aurel Pădureanu. Am vorbit despre Ion Dichiseanu. Știți
cumplita știrea zilei este că ne-a părăsit Ion Dichiseanu. Am vorbit cu Bebe Cotimanis, dar și cu cel care era mereu alături de Cornelia Katanga, artistul care încânta momentele de petrecere boeme ale lui Ion Dichiseanu. E vorba despre Aurel Pădurean. Îl puneam să cânte împreună, că este cânta cu mine împreună, și doar apucam să cânt un singur vers din muzica compusă de clasice, muzici ușoare românești și muzica veche, și cânta împreună cu mine. Și avea o romanță care... Degeaba plângi, eu în jocuri de iubire am pierdut. Vremea când credeam în lacrimi a trecut și acum degeaba plângi. O romanță compusă de un titan al muzicii ușoare române. Și eu cântam ce numai tu știi asta, nu știe nimeni în asta. Așa e. Da. Revenind la Cornelia, vă este foarte greu, îmi spuneai că... Nașule, nu pot să-mi dau seama. Asta era femeie să moară, nu se poate așa ceva. Nu era. Poate. Aici a făcut-o poza în casă unde stăteam în Bragadir cu vreo două săptămâni, trei săptămâni înainte să moară nașul. Vrei să spun ceva? E un lucru firesc ca într-un cuplu, cum să spun eu, să plece unul dintre ei. Dar nu e firesc că poate asta n-a spus-o pe niciun post de televiziune, să-ți îngrop copilul. Mi-a murit, și o spun acum că n-am spus-o, mi-a murit o fetiță în anul 1979, venisem dintr-un turneu din Franța, avea 5 anișori și fosta mea soție, mama copiilor mei, a plecat la strand. Era prin iunie, era o căldură fenomenală de mare. Și a plecat și nu s-a mai întors de la Argeș. Și a trebuit să stau o săptămână. A ajuns pe cursul Dunării, n-a putut, și a doua s-a găsit o fetiță care nici nu am văzut-o moartă. Am trecut pe niște perioade care n-am sălăuit toată viața mea. Dar atunci eram mult mai tânără. Am trecut foarte greu. Îți spun că mă găsea lumea pe stradă cu îmbracul de elegant, căzut pe stradă, și veneau mulți, ce cu omul ăsta, uite ce elegant îmbrăcat, uite cum s-a îmbătat. Și ei nu știau despre ce se întâmplă cu sigur. Mine, mă rog. Și a trecut o perioadă că trecusem darul băuturii și pe urmă m-am oprit, că n-am avut încotro. Altfel eu nu te știu pe tine de când ne știm noi de 20 ceva de ani cu paharul niciodată, așa. Nu, întotdeauna. Să-ți încălzești vocea așa. Am fost foarte, foarte echilibrat întotdeauna. Și Cornelia știa întotdeauna că eu... Venind la Cornelia, suferința a fost mult mai mare, chiar dacă a fost copilul meu, și că ca să-și duci copilul la groapă e ceva contra naturii, nu se poate. Mai mare durere așa nu se poate. Dar Cornelia simt în fiecare zi că misește ceva din suflet, din inimă. Simt că n-am mai... Te rog să mă crezi, Cristi, că nu vreau să sensibilizez pe nimeni, dar nu mă simt bine absolut deloc. Nu sunt niciun aspect posibil ca să caut să duc o luptă cu mine. Și caut, pentru, repet încă o dată, că vreau să-mi canalizez foarte atenția spre Alexandru. Pentru că e păcat el. Și nu vreau să-i fac rău ei, și cred că ea și mi-a lăsat acum, tu trebuie să ai grijă de el și trebuie să am grijă de el în continuare, Cristi, că altfel nu știu ce să spun. Mă uit la și nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, Cristi. Nici mă uit pe niciun... La telefon nu vreau. Și parcă îmi pare rău că au să nu mă gândesc la ea, parcă îmi pare rău că nu mă gândesc, că rău să mă creze. Și că au să nu mă gândesc ca să nu fac rău. Că toți îmi spun, domnule, dacă ai putere, ai putere, ai putere. Dar nu știe ce se întâmplă în sufletul omului și în sufletul meu. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Și a avut, spuneam că a avut premoniții multe. Era o șoferiță care ducea cu taxiul când pleca la cumpărături și mereu îi spunea, dar mie nu îmi spunea nimic. Spunea doamnei care conducea cu mașina, îi spunea ce... Iubita mea, sunt foarte supărat așa și mâhnit în sufletul meu că mi-e teamă să mor și las pe Alexandru. Și știi, stau cu chirie, am probleme, am pierdut casa la bancă și mi-e teamă, nu știu ce s-a întâmplat. Alexandru Mitic are o vârstă, are un jur de 70 de ani și nu știu, nu are forța necesară și mi-e teamă.
Eu aș fi vrut să nu se întâmple cu Iana Șule și o spun cu toată responsabilitatea. Aș vrea să se întâmple cu mine, nu cu ea. Pentru că o femeie se poate descurca mult mai bine decât un bărbat. Așa e, mi-ai spus și asta la telefon. Fără discurat. Dar eu sunt convins că pentru Cornelia voi trebuie să fiți foarte puternici. Acum Alex aici sau în America trebuie să împlinească visul Corneliei. Pe de altă parte mi-ai spus o poveste care mie mi se pare absolut tulburătoare. Și anume că o vecină a voastră... Da. Practic ți-a transmis un mesaj din partea Corneliei într-un fel sau altul. Te rog să-mi povestești. Absolut. Când locuiam în Bragadeiru, era o doamnă care era alături de noi, vecina noastră, o doamnă profesoară de matematică și pe această cale o salut cu mult respect și multă considerație și pe ea pe soțul dânsei și o femeie deosebită și s-o vizitau. Și la o săptămână după ce a murit Cornelia, mă sună, ce domnul Pădureanu, și am vizitat-o pe soacra dumneavoastră. Dar eu m-am rămas așa surprins. Ce e cumva, era cumva mai brunetă decât Cornelia. Zic, da, doamne, era mai brunetă și de aceeași înălțime așa cu Cornelia. Și domnul Pădureanu a venit, eram în bucătărie, a venit la mine, s-a uitat la mine cu o mare plăcere admirativă așa la mine și s-a uitat și a zis, doamne, doriți ceva? Și nu. Dar mi-a spus fetița mea că era ex-prietenă cu dumneavoastră și că venea în fiecare zi la dumneavoastră și erați nelipsite. Și m-am gândit așa, am venit să vă mulțumesc din suflet pentru că a ținut la Cornelia, la fiica mea. Eu am rămas stupefiat așa. Probabil că a vrut să-i transmită doamnei ca să la rândul ei să-mi transmită mie. Că ea e împreună cu mama ei, Cornelia da, da, da. E cu mama ei. Da, și sunt mama bine ei. Cumva. Da, că sunt bine, da. Vreau să-ți ofer un răspuns dincolo de ceea ce ne așteptăm. Un nume cunoscut în zona clarviziunii, o clarvăzătoare, specialistă de asemenea și în tarot, care locuiește în Italia, Anișoara Păslaru, este alături de noi. Bun găsit, Anișoara! Bună seara, domnul Cristi, bună ziua, de fapt, la dumneavoastră. Condoleanțe chiar și acum domnului soțul doamnei Katanga. Am ascultat cu atenție ce a povestit legat de visul acestei doamne. Întotdeauna ruptura asta bruscă, pentru că nu a fost o suferință îndelungată, a fost extrem de rapidă moartea doamnei. Și totodată suferința care a rămas în urmă te leagă cumva sau îi leagă pe cei decedați în continuare de noi, rămân cumva preocupați și atunci încearcă în diferite moduri, prin intermediul viselor, prin intermediul anumitor lucruri stranii, care poate nouă ni se pot părea stranii, ce ni se întâmplă în jur. De exemplu, mirosul parfumului doamnei, o muzică care te aduce într-un moment de mare tristețe, pleacă de la radio instantaneu care să-ți aline suferința, o muzică sau o melodie preferată. Iar visele sunt o modalitate prin care cei decedați caută să ne transmită dorința lor de a ne face să mergem mai departe, de a ne ajuta să trecem peste perioada de doliu pe care... Anișoara, ai dreptate. O să te rog acum, pentru că ți-am oferit această poveste, știu că te-ai ocupat, ai făcut analizele tale, spune-mi ce mesaj ai pentru Aurel Pădureanu, pentru Alex, poate da. Dacă, la ce să se aștepte în viitor? În viitor, important este să reușească să se ajute și să înțeleagă că această suferință, felul cum o percep ei, este individuală, este doar a lor. Și atunci, doar împreună și cu siguranță, nu este simplu ce se întâmplă în perioada următoare, imediat următoare, pentru că la un moment dat băiatul domnului va trebui să călătorească, va fi destul de departe. Dar asta e pentru binele lor. Și crezi că băiatul acolo va avea succes? Da. Iar domnul de lângă dumneavoastră are posibilitatea să nu rămână pus deoparte și chiar să încerce o colaborare, muzica... De undeva mesajul doamnei este de continuitate. Deci doamna Cornelia Katanga a avut o suferință atât de profundă sufletească
pentru că ceea ce făcea la un moment dat s-a oprit. Profesional, nemulțumirea profesională i-a zdruncinat foarte mult sănătatea. Și faptul că se poate continua, fie, nu neapărat în memoria ei, atât cât muzica, domnul poate continua într-o formă diferită, să ducă mai departe și să dragostea față de doamna poate fi pusă în cântec, poate fi pusă în vers, pentru că altfel tinde să meargă într-o depresie care nu dorește nimeni, cu atât mai puțin... Cornelia dorește cel mai puțin ca voi să fiți în depresie. Cornelia vrea ca voi să fiți puternici. Asta vrea să spună. Mai mult decât puternici, chiar să continue, să lupte, pentru că, în mod trist, cred că orice român, nu numai eu, toată lumea, tot orice om care are cel puțin 20 de ani, știe cine este Cornelia Katanga. Da, Anișoara. Pentru că nu știu cine a fost... Sunt pentru absolut... că lumea continuă să iubească prin muzica ei. Ai dreptate. Trebuie să fie o modalitate prin care lucrul ăsta trebuie dus mai departe și după moartea ei. Și asta trebuie dedicație și probabil la un moment dat devine un țel și un mod de a trăi alături de memoria ei. Anișoara Păslaru, crezi că putem transmite prin clariviziune, prin ceea ce un mesaj din partea Corneliei către familie? Da. Moartea asta atât de violentă a produs o suferință și ulterioară și morții, pentru că au fost multe lucruri nespuse, au fost prea multe lucruri care s-au întrerupt într-un moment atât de brusc. Grija ei față de fiul dânsei, atât de o dragoste viscerală, își iubea atât de mult băiatul încât de cele mai multe ori nu reușea să pună în cuvinte sau în gesturi ceea ce simțea. Chiar și soțul. Deci treaba asta, moartea asta care a survenit atât de brusc, de dincolo, tot ce își dorește este ca ei să fie bine. Binele ăsta nu vine într-o zi. Știm foarte bine cum s-a mediatizat cazul și situația și atunci trebuie e treaba aia, trage aer în piept și merge mai departe. Deci doamna Cornelia de acolo, pentru ei, ea este bine. Este bine pentru că odată ce a depășit, a mers în partea cealaltă, așa cum a visat-o vecina, acolo sunt ceilalți oameni care, celelalte suflete ale părinților, ale bunicilor noștri, durerea cea mai mare este de a-ți lăsa ceva neterminat. Și pentru dânsa, acest neterminat înseamnă cariera băiatului, un nepoțel, căsătoria lui, lucruri care ar trebui să continue. Asta e, viața trebuie să meargă și să meargă chiar mai, să se încăpățâneze, să se lupte pentru a duce-o la capăt ceea ce n-a reușit. Da. Mitica, ai o întrebare pentru doamna? Nu, nicio întrebare. Am ascultat cu atenție. Sărut, dumneavoastră, mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc din suflet. Mulțumim foarte mult, Anișoara Păslaru. Vă invit să o căutați pe canalele media, pentru că de social media, pentru că este un om cu foarte multe calități. Locuiește în Italia, vine în România. Este un om cu foarte multe calități. Am întrebat-o mai multe lucruri. Diagnosticele ei sunt foarte precise și foarte serioase. Și are capacitatea de a transmite asemenea mesaje. Deci Cornelia de acolo... Vă imploră să nu renunțați și să nu cedați, să nu cădeți în depresie, să o plângeți, dar să nu vă prăbușiți. Mă gândeam în permanență și de când a murit Cornelia, mă rog la Dumnezeu și mă rog în felul ăsta, Doamne, ai grijă de sufletul ei și pună, Doamne, alături de măicuța ei. Poate că Dumnezeu atunci, după ce m-a rugat, după ce a murit, după câteva zile, mă rugam în permanență și poate Dumnezeu mi-a îndeplinit... cum să spunem, rugăciunea, că a visat o vecină ca să-mi transmită că este bine și că e lângă mama ei. Nu știu ce să spun, Cristi. Nu știu. Te rog să mă crezi că trec și repet într-o perioadă enorm, enorm de grea, de dificilă. Pentru că n-a trecut, abia acum pe 26 mai, se face 2 luni de zile de când a murit, Cornelia. Da. Și mi-este greu, Cristi, mi-este enorm de greu. Cât ai slăbit? Lupt, poftim? Cât ai slăbit? Ai slăbit foarte mult. Am slăbit mult, da, am slăbit mult. Pentru că nici nu mai am, nu că am poftă de mâncare, dar nici nu vreau, pentru că e bine și pentru sănătate. Că mă cam, pe de altă parte, de fiecare dată când am vorbit, am simțit
efectiv împietrit în fața acestui moment. Și în continuare nu te vezi decât acolo lângă ea, la cimitir, unde ești în fiecare zi. Mă duc. Acum și băiatul mi-a zis ieri sau la altele, tăticule, hai să mergem la 2-3 zile, pentru că de câte ori mă duc, plec așa, nu mai mi-arde nici să studiez, nu mai mi-arde nimic, da. Nu mai mi-arde nici să studiez, nu mai mi-arde nimic, hai să nu mai lăsăm, să ne ducem la 4-5 zile, la o săptămână, că de câte ori merg la cimitir, nu mai sunt bun de absolut nimic. O strigă, te rog să mă crezi că o strigă, mamă, ieși afară, mamă, vreau să vorbesc cu tine, mamă, vreau, mă distruge. Dar lupt, că eu sunt un luptător, am fost un luptător și lupt și Dumnezeu poate face minune și mă rog ca și ala rânduie să roage pentru noi. Și asta este, ca să-mi dea puterea, ca să ajung cu Alexandru acolo și unde își dorește ea, ea și-a dorit să aibă și un nepoțel. Cum spunea aia, exact, cum a spus, și-a dorit ca Alexandru să nu facă să ajungă să cânte la anunți. Alexandru și-a dorit să ajungă acolo și să facă ceea ce îi place lui mai mult, muzica de jazz. Și Alexandru a reușit cu o muncă titanică. Alexandru a și studiat și câte 10 ore pe zi înainte să termine cu mama, cu Corneria. Și acum a început acum să studieze, iar că e dorința lui supremă e să plece în America. Da. O să vină fata cu care el vine, o să vină în august sau septembrie, o să-i căsătoresc aici, dacă mă ajută bunul Dumnezeu, că știi că nu există mâine, există doar azi. Și așa este. Da? Eu zic că o să-l vedem pe Alexandru acolo și într-o bună zi o să stăm împreună tot așa pe o canapea și o să-l vedem pe Alexandru în Statele Unite și o să ne mândrim cu el. Îți mulțumesc. A fost Aurel Pădureanu.